timpul. A fost cu fetița la bar. Persoana bătrână era cu mâna pe fund la fetiță. Totul a ieșit la iveală după ce o fetiță de 9 ani le-a povestit părinților cu lacrimi în ochi că un localnic a ademenit-o cu dulciuri, dar n-a mai condus-o până acasă la ea, ci a molestat-o între niște boscheți. Copila spune că bărbatul i-ar fi dat pantalonii jos și ar fi atins-o în zonele intime. A lăsat-o să plece de-abia după ce a amenințat-o să nu sufle o vorbă părinților.